Hei, salutare prieteni, bună dimineața. Avem un video din mașină. Sunt pe cale să merg la locul meu de trudă, de lucru. După ce m-am mutat în Iași, trebuie să-mi găsesc un loc în care să lucrez, să fiu mult mai concentrat pe ceea ce fac. Și din fericire stau foarte aproape de Palace, de Palace Mall, și acolo la food court de obicei, acolo la mesele suspendate, lângă o priză, mă găsesc cam în fiecare zi în afară de sâmbătă, de obicei de dimineață, de la ore diverse, 9:30, 10, 11, câteodată depinde de circumstanțele din fiecare zi. Și da, de ce fac video ăsta din mașină, așa, fără microfon, fără script, fără nimic, pur și simplu, este pentru că m-am gândit în ultimele zile să împărtășesc cu voi un pic mai mult din gândurile mele și cam ce îmi trece mie prin cap în fiecare zi când mă duc la lucru, din ce mai învăț, din lucrurile pe care le citesc, pe care le fac, problemele prin care trec și așa mai departe. Poate veți găsi folositor ceea ce eu spun sau experiențele prin care am trecut și lucrurile învățate din ele. Tocmai de asta am zis, măi, am 10 minute, poate dimineața, în mașină, în timp ce conduc, în care pot să împărtășesc treburile astea, chiar dacă știu sigur că vorbirea mea nu va fi foarte cursivă sau foarte corentă, dar cred că ești ok cu asta. Da, probabil că ai vorbit cu o grămadă de prieteni, rude, familie, la telefon, în mașină, și discuția, cum pariu că a putut fi întreținută, să zic așa. Da, deci în ultimele zile, schimbăm unghiul. În ultimele zile s-au petrecut destul de multe chestii, am avut multe probleme, multe lucruri prin care am trecut, multe lucruri care te afectează, știi, când îți creezi, să zicem așa, un anume sistem, da? Și un anume avatar care ești tu în viața reală. Și zici, măi, sistemul ăsta, avatarul ăsta trebuie să funcționeze acum în viața reală, pentru că mintea ta a funcționat, ai zis, trebuie să fac asta, să fiu așa, să am programul ăsta, să fac treaba asta pentru firmă, etc. Și în mintea ta funcționează și sper să funcționeze și în viața reală. Și apoi încep și le pui în practică și se poate ca să nu funcționeze în viața reală. Și în momentul acela totul se destramă și totul e haotic și încep să pui la... Să pui multe întrebări sau să pui la îndoială cine ești, ce faci, ai făcut bine ceea ce ai făcut, unde ai greșit, etc. Totul se destramă și trebuie pus o fundație nouă. Și de obicei aceste timpuri, din fericire, sunt momentele de creștere și doar în aceste momente poți să crești, doar în momentul când schimbi chestii. Asta este lucru bun, dar sunt în același timp și cele mai dureroase lucruri. Este ca și cum corpul tău este forțat într-un timp foarte scurt să crească câțiva centimetri, ceea ce implică o grămadă de durere. Lucrul ăsta e normal, se întâmplă la toată lumea și face parte din viața cotidiană de zi cu zi. În momentul când întreprinzi ceva sau în momentul când vrei să faci ceva, orice, fie că e creștere pe plan personal sau orice chestie, înveți ceva pentru facultate sau școală. Și cred că și voi și eu am observat cât de greu este să te motivezi să mergi înainte, cât de greu este să, după ce ai avut o astfel de perioadă, un astfel de sezon, să te pui pe picioare și să fii acolo, frate, trup și suflet, înțelegi, cu toată inima acolo pentru lucru, să-ți stoși creierii, zici, nu-i nimic, mergem înainte, lumea e a noastră, căile sunt deschise, avem capacitate, avem putere, putem să facem treaba asta, restul de lângă noi gâfuie pe lângă noi, aleargă și noi rămânem în urmă, trebuie să mergem înainte. Înțelegi, gânduri de genul. Însă, din păcate, de multe ori se întâmplă să nu fie așa. De fapt, de cele mai multe ori se întâmplă să nu fie așa și motivația aceea parcă nu apare.
Și parcă alții o au, parcă alții lucrează atât de ușor, atât de bine, sunt atât de organizați, parcă nu au probleme, adică normal problemele te pun la pământ, așa cum ești tu sau eu acum, nu? Vorbim acum de momentele noastre grele, indiferent de în ce fază te afli tu acum sau eu, acum eu sunt ok, pot să zic, am trecut peste acele momente, dar vin din nou, nu? Și mă aflam la o nuntă, acum 2 zile, și no, la nuntă e frumos, e fain, întâlnești prieteni vechi, etc. Dar în mod instant am început să mă simt prost, nu știu, am început să mă simt de neajuns, nu? Vedeai ceea ce au realizat alții, vedeai ceea ce au cu mașinile care vin și așa mai departe. Eu acum filmez din vestita mea bătrânică, pentru cei care mă cunosc, prima mea iubită, Audi 80, veche, din 94, dar tare ca un tank. Nu m-a lăsat în nicio circunstanță, am mers cu ea și până în Grecia, ca o mică paranteză. Și eram eu acolo, da? Dita mai omul de afaceri, cu Amazon, cu produse pe el. Totul arată bine la suprafață, arată super șmecher, însă non-profit. Ca și cum am o organizație non-profit, înțelegi? O grămadă de muncă, o grămadă de sacrificii, o grămadă de bani investiți și nimic nu merge. Asta e problema actuală. Am trecut prin o grămadă de probleme și situații ca acum să înțeleg ce merge. Însă trebuie să am răbdare să-mi recuperez banii de investiție și să fac lucrurile din nou profitabile. Și mai durează un pic. Deci poți să vezi lucrurile și foarte pesimist și foarte optimist în același timp. Dar în momentul acela eram destul de pesimist și mă simțeam așa, bă, singurul de aici care pur și simplu face multe și nimic nu merge. Și în mod automat s-a născut așa o dorință enormă, foarte mare, bă, trebuie să fac ceva, trebuie să ajung și eu undeva, trebuie să dau și eu cu ceva înainte. Acum suntem la stop, o să mă uit la voi. Când ajung înapoi, o să întreprind, o să fac, vreau să ajung, vreau să fiu, vreau să am. Am și eu acolo țelurile mele, o să vă arăt la un moment dat și desktop-ul meu care, de pe laptop, la care mă uit de fiecare dată când deschid laptopul. Și acolo o anume cifră de vânzări care vreau să o am, o anume mașină, ca să... Sincer, nu prea pasă unde stau, deși vreau să-mi renovez neapărat apartamentul din Lisa, de unde am plecat. Și acolo mai trebuie băgați o grămadă de bani. Dar cred că cel mai mult, cele două chestii care eu le doresc cel mai mult, e o anume cifră de afaceri și o anume mașină. O să vă arăt și vouă care. Pentru că poate după 5 ani sau 3, sper eu, să, când ajung acolo, să puteți vedea și voi și eu că așa ceva e posibil. Pentru că momentan e ceva ireal, e ceva, Doamne, cum să ajungi acolo, nu înțelegi cum. Da, sunt doar dorințe, nu? Sunt doar dorințe. Și dorințele astea le avem tot timpul. Toată lumea își dorește 1.000.000 de euro, sau îți dorești nu știu ce mașină, nu? E super tare să-ți dorești chestii. Și parcă e așa foc și mamă cât de mult vreau chestia asta, vreau să ajung acolo, vreau să fac. Și apoi dai de viața reală sau trece o zi, două și nu faci. Deși îți dorești, asta e culmea, îți dorești, arde inima în tine să ai chestiile alea, să le faci. Poate nu atât de mult, eu am observat, cel puțin ca o mică paranteză, că atunci, schimbăm viteza, că atunci când îți dorești chestii, nu la toți, dar la mine cel puțin, poate nu-mi doresc atât de mult chestia aia, cât îmi doresc ceea ce înseamnă lucrul care îl doresc, înțelegi? Dacă mi-au nu știu ce mașină care eu mi-o doresc, nu înseamnă, ok, vreau mașina aia. Mai mult pentru mine e capacitatea de a avea, înseamnă că am ajuns undeva, e ceea ce înseamnă treaba asta, înțelegi? Și eu cred că e foarte prețios gândul ăsta, poți să-l iei împreună cu tine, pentru că de multe ori oamenii te vor acuza ca fiind egoist, ok, sau nu știu cum să zic, zgârcit sau așa, că uite ce lucruri vrei tu și așa mai departe. Nu neapărat. Poate unii oameni, da, vor lucrurile alea din pură zgârcenie și egoism, dar de multe ori să știi că ele sunt motivate și de statutul care ți-l aduce, sau cel puțin statutul e exprimat în ceea ce ai, nu?
dacă îți permiți asemenea mașină sau asemenea casă, înseamnă că ai ajuns undeva. Și cred că lucrul ăla e mai prețios decât lucrul în sine. Și noi, ca și oameni, cred că percepem așa treburile. Când vezi pe unul, nu știu cum îmbrăcat, cu nu știu ce telefon, nu știu ce mașină, te gândești, omul ăsta este realizat. Și le cumpărăm pentru status, pentru că dacă... nu ți-ai luat ceva care nu ar zice statusul ăla, nu ți-ai luat ceva care nu ar spune asta despre tine. Sau nu ți l-ai dori atât de mult. Și vine viața reală și încerci să te lupți să ajungi acolo. Și nu mai ai motivație. Nu mai e drive-ul ăla, focul ăla se duce. Și asta din cauza faptului că dorințele noastre sunt lipsite de substanță. Am realizat lucrul ăsta atunci. Bă, de ce? De ce nu pot să fiu așa cum sunt la nuntă, motivația asta, focul ăsta care l-am în timpul săptămânii, frate, păi muș din laptopul ăla, păi lucrez în 4 ore cum n-am lucrat în nopt și așa mai departe. Însă, din păcate, realitatea nu e chiar așa. În primul rând pentru că dorințele noastre sunt lipsite de substanță, sunt goale, nu... nu pot parca aici. Nu au acea substanță. Și substanța aici sunt faptele, acțiunile, sacrificiile, planurile, sistemele și așa mai departe. Dorința aceea e lipsită de toate acestea. Tu îți dorești să ai 1.000.000 de euro, tu îți dorești acea mașină, dar habar n-ai cum să ajungi acolo. Și în momentul când afli substanța, în momentul când guști un pic din ea și îți dai seama cât de amară e, credul tău și ce zice? Bă, da, e bine așa cum sunt. Da, e fain, dar prea greu să ajungi acolo. Se blochează, nu mai vrea, nu mai dorește. Și asta e bine să realizezi lucrul ăsta. În primul rând, să nu mai crezi că ești nebun, cum cred și eu de multe ori. Bă, ești nebun, adică toți fac chestii și tu procrastinezi într-una, adică știi că trebuie să faci lucruri, dar amâni și dei cu altele și așa mai departe. O să vorbim mai multe de procrastinare în zilele următoare, poate. Și da, crezi că ești nebun, dar de fapt nu ești. De fapt, e ceva normal care ți se întâmplă, nu e ceva anormal. În momentul când gust substanța aia, orice om, bate pasul înapoi. Și asta înseamnă că ești normal, asta înseamnă că ești om. Asta e primul avantaj când realizezi treaba asta. Al doilea avantaj e că îți dai seama de realitate. Îți dai seama că dorințele tale sunt rupte de acțiuni. Și în momentul când realizezi lucrul ăsta și începi și faci acțiunile, nu ți se mai pare ciudat că e greu, că îți pierzi motivația, că etc., etc., că procrastinezi și așa mai departe. Și în momentul când realizezi lucrul ăsta, crede-mă, e mult mai ușor să mergi înainte, pentru că unul dintre cele mai mari hopuri sau unul dintre cele mai mari hopuri când vine să faci ceva este descurajarea și din descurajare ajungi la amânare și din amânare ajungi poate chiar să te lași. Deci e perfect normal ce se întâmplă cu voi, cu mine, ceea ce înseamnă că va trebui doar să găsim o cale să facem substanța mai agreabilă, mai ușor de înghițit, mai ușor de făcut, de perceput, cum vrei să-i zici. Și eu cred cu toată inima că singurul mod pentru a face treaba asta este restructurarea subconștientului. În subconștientul nostru sunt o grămadă de lucruri și gânduri care ne blochează și nu le observi doar în momentul în care te blochează și apoi le uiți. Și din cauza faptului că le uiți, nu-ți dai seama de ce nu poți să faci chestii. Dar dacă ești atent, o să le auzi. O să vezi gândurile acelea, măi, e prea greu, prea mult de sacrificat, doar în atâția ani să ai bani și acolo cu risc și dacă sacrifici atât de mult prezentul pentru viitor și până la urmă nu ți-ești lucrurile, ai pierdut tot, ai pierdut și prezentul și viitorul, nu? Și lucrurile astea te blochează. Tocmai de asta cititul este decodarea și recodarea minții, nu? Și citind chestii valoroase, nu? Cărți ai oamenilor care spun, băi, lucru greu e fain, e satisfăcător, aia e viața, viața e să ai țeluri, să ai scopuri, să ai sisteme. Zicea un om, îl cheamă Isaac Rubin, foarte fain citatul, că adevărata bucurie în viață vine de la strălucirea de satisfacție pe care o ai când te bucuri de rezultatul împlinirii unei
unui lucru greu care a necesitat tot ce ai tu mai bun. Ah, ce cuvinte frumoase! Pare că nu le pot reproduce așa cum el le-a spus, însă sunt prețioase. Și asta e realitatea. E satisfăcător când ai făcut ceva greu. Așa că când te duci la sală sau când cari plase de la Lidl, dacă asta e tot ce poți tu să faci, ia tu toate plasele. Ia tu toate plasele, pune cât mai greu pe tine, măcar la sfârșit să ai satisfacția, bă, pot să car ceva greu. Și pune mâna și citește. Ia o carte, citește, urăsc să citesc, n-am citit în viața mea. Am citit foarte puțin, deci foarte, 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 foarte puțin și urăsc să citesc. Acum nu mai, acum îmi place. Însă, asta e alt subiect. Din cauza YouTube-ului, filmelor, etc., nu mai place să citim și o să vorbim și despre asta. Și cum să citești mult mai șmecher decât YouTube și filme și o să te simți mult mai împlinit. Dar asta pe altă zi. Eu caut aici loc de parcare și am plecat. V-am lăsat, dragii mei, mă duc la lucru. Vă pup, sper că ați învățat ceva de aici. Eu am învățat foarte multe, chiar și vorbind cu voi, în timp ce vorbesc cu voi, învăț foarte multe. Și mă bucur că putem să avem astfel de conversații. Așa că până la următoarea dimineață, până la următoarea zi, vă pup, aveți grijă de voi și o zi faină.